Bine ați venit la această conferință de presă. Ne aflăm la Cinematograful Independența și este o primă conferință legată de zilele municipiului Târgoviște, de zilele cetății din acest an. O ediție care veți vedea va fi foarte, foarte interesantă. Ne-am gândit să oferim variante pentru toate vârstele. Vom da în această conferință de presă numai câteva repere a ceea ce va însemna zilele ce vor însemna zilele municipiului Târgoviște din acest an. Sigur, vom avea evenimentele obișnuite, salonul editorial, Târgul de Anticaria, Târgul Meșterilor Popular, dar vom avea și câteva repere, ca să spun așa, deosebite. Este vorba, spre exemplu, de un show aviatic, care va fi sâmbătă, pe data de 9, începând cu ora 18, dacă nu mă înșel, în zona stadionului Eugen Popescu. Sigur că depinde destul de mult și de condițiile meteo. Sper să ne permită să realizăm acest spectacol, care credem noi că va fi deosebit. De asemenea, pe zona de concerte, avem un program care sunt convins că va răspunde și exigențelor așa cele mai înalte, așa că discutăm pentru ziua de vineri de Horia Brenciu, pentru ziua de sâmbătă de Trooper și Love Bite, iar pentru ultima zi Dorian Popa, Nicol Șeri și Loredana. Deci este un program deosebit de atractiv. Concertele vor avea loc ca de obicei pe scena din Parcul Chindia, în fața ruinelor. De asemenea, vor fi filme la Cinematograful Independența în fiecare zi, gratuit pentru copii, vineri Regele Leu, sâmbătă Clifford, duminică din nou Regele Leu. Vom avea și spectacol de lasere și de artificii în ultima seară. Va fi și un concert care este organizat sub egida Festivalului Internațional George Enescu. Programul detaliat oricum o să vi-l punem la dispoziție. Deci este vorba de o ediție a zilelor cetății absolut deosebită. 8-10 septembrie, perioada de desfășurare, poate că trebuia să încep cu lucrul acesta, vineri, sâmbătă și duminică. În prima zi avem, bineînțeles, ședința festivă a Consiliului Local Municipal Târgoviște, ora 12:30, la Sala Tronului, în incinta Complexului Național Muzeal Curtea Domnească. De asemenea, este procesiunea religioasă. Vor fi și concursuri sportive, concursul de fotbal, concursul de tenis, va fi și un meci de fotbal între Consiliul Local și ne-am gândit anul ăsta să așa cointeresăm puțin în această ediție și mediul de afaceri din Târgoviște și din Dâmbovița și vom avea un meci de fotbal cu echipa Camerei de Comerț și Industrie, deci cu echipa antreprenorilor. Sper să fie ceva deosebit. Expoziția de proiecte de arhitectură, în general, este un program destul de condensat în cele trei zile, repet, vineri, sâmbătă și duminică, adică de poimâine în două săptămâni, cred că debutează zilele cetății. Sper să avem și o vreme bună și să putem să ne bucurăm așa de toate momentele pe care le-am pregătit, în special la show aviatic este important să avem o vreme bună, de asemenea și pentru evenimentele care au în prim plan concertele, iarăși este important să fie o vreme bună și sunt convins că așa va fi cam în fiecare an. Eu nu mi-aduc aminte în ultimii 7-8 ani să fi fost probleme cu vremea de zilele orașului. Repet, vom
După această conferință de presă vom transmite și programul detaliat pe fiecare zi cu orele de desfășurare a evenimentelor și sper să... am uitat, la complexul de natație vom avea și un balon cu aer cald. Iarăși o noutate și așteptăm toți copiii în zona, în zona respectivă. Eu vă mulțumesc, o să rog pe domnul director al Teatrului Municipal, Toni Bolandra, domnul Mihai Constantin Ranin, să ne spună câteva cuvinte despre Zilele Cetății din acest an, în contextul în care Teatrul Municipal este instituția Primăriei Municipiului Târgoviște, care se ocupă direct cu organizarea acestui eveniment. Domnule director. Mulțumesc, domnule primar. Sigur că la început a fost un soi de frică exprimată în momentul în care noi am preluat evenimentele, pentru că este un cu totul alt culoar. Dar frica aceasta a fost depășită de mult, datorită și talentului doamnei director economic Teodora Macarie, care se implică în evenimente și știe să împartă zona economică cu zona artistică. Vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru că a înțeles că nu trebuie să facă chermeze populare și a venit în fiecare an cu idei noi, oferind publicului târgoviștean demnitatea de care avea nevoie și respectul atunci când tu aduci drone, așa cum se întâmplă numai la Sibiu sau București, sau te îndrepți către cei defavorizați, cum este cazul pensionarilor, și vii cu inițiativa de a face un concurs culinar pentru a-i reintegra social, când le ofer copiilor nu numai niște spectacole pe care le-ar vedea oricum la teatrul Toni Bolandra, ci vii și cu spectacole din afară, înseamnă că te preocupă și zona de tineret. Dar evenimentul central din punct de vedere cultural este fără îndoială pentru noi, mai ales pentru mine, aducerea festivalului George Enescu la Târgoviște. Să știți că nu sunt decât 6 orașe în România. Este pentru a doua oară când se întâmplă lucrul acesta. Se datorează lucrul acesta și lui Irina Mareș, care este președinta Asociației SonoArt, care conduce Orchestra Sinfonică de Tineret Andante, orchestră care ne-a bucurat cu foarte multe concerte anul trecut și anul acesta au dat concerte cu muzică de cameră gratuite la Teatrul Toni Bolandra. Și faptul că unul dintre cei mai mari violoniști, cel care a luat, violonceliști care a luat, a câștigat premiul George Enescu anul trecut, vine la Târgoviște, este o dovadă că locul acesta poate să respire și din punct de vedere cultural. De fapt, Zilele Cetății sunt zilele cele mai importante ale unui oraș, pentru că orașul are ocazia să iasă către centru, să se îndrepte către centru și să petreacă împreună. Nu este vorba numai de divertisment, este vorba și de educație. Dacă reușim să îmbinăm divertismentul cu educația, vom avea pentru mâine un public, desigur, mai atent, mai educat, ca să nu spun mai elevat. Cam atât am avut eu de spus în legătură cu manifestările sportive. Este foarte bine că se întâlnesc cartierele între ele, pentru că un lucru esențial este conexiunea dintre aceste cartiere. Ea nu se face numai pe cale rutieră, ea se face prin întâlniri de acest tip. Și pe viitor, probabil, vom face și alte tipuri de manifestări, poate teatrul de stradă va merge în cartiere. În felul ăsta devenim și noi o comunitate urbană, modernă și ancorată la toate tendințele contemporane. Deci mulțumesc primăriei pentru sprijin, mulțumesc pentru invitație, a fost o invitație neașteptată, mulțumesc domnule primar, vă doresc succes
și să le zicem la mulți ani târgoviștenilor. Pentru că merită. Da, mulțumim, mulțumim și noi, domnule director, și mulțumim și pentru faptul că, iată, Teatrul Municipal reprezintă într-adevăr o emblemă culturală a municipiului Târgoviște și această locație unde suntem acum, cinematograful Independența, este gestionată de către Teatrul Municipal. Sigur, noi am reabilitat și am modernizat acest cinematograf, dar din momentul în care a fost reabilitat, iată că se menține foarte, foarte bine și s-a integrat într-adevăr așa cum trebuia în peisajul cultural, social din municipiul Târgoviște, și toți cei care vin aici rămân impresionați de, și de sală, și de acest foaier. Este chiar frumos și util pentru municipiul Târgoviște, pentru județul Dâmbovița. O să prezint și un număr de spectatori într-o conferință de presă, să vedeți cam câți beneficiari sau câți utilizatori ai cinematografii Independența am avut. Sunt de ordinul zecilor de mii din momentul în care a fost redat până la urmă municipiului Târgoviște. Să nu uităm că nu știu, 15 ani clădirea aceasta a fost o ruină și era gata să se prăbușească. Hai să ne ducem aminte cum arăta. În sala mare erau lilieci, iar aici n-aveai cum să intri. Încet, încet, eu zic că am reușit să redăm municipiului Târgoviște câteva din locurile și din clădirile emblematice și vom continua să facem acest lucru. Asta pentru că discutăm de zilele orașului, discutăm despre modul în care se dezvoltă municipiul Târgoviște și încercăm să facem tot ceea ce depinde de noi pe toate palierele, indiferent că discutăm de investiții, de zona culturală, de zona sportivă, pentru a ne ridica până la urmă în înălțimea așteptărilor pe care târgoviștenii le au. Așadar, 8-10 septembrie, Zilele Cetății 2023, Lovebite, Trooper, Dorian Popa, Nicol Șeri, Horia Brenciu, Loredana. Câteva din reperele pe zona de concerte. Sunt convins că va fi ceva absolut deosebit.